Bogdan Hosu, președintele Confederației Cartel Alfa, a venit ieri la Târgu Jiu, unde a avut o întâlnire cu liderii de sindicat pentru a pune la punct acțiunea de protest ce trebuia să aibă loc astăzi și care prevedea pichetarea sediului PDL Gorj și a locuințelor parlamentarilor puterii. Cu această ocazie s-a discutat și calendarul protestelor în perioada imediat următoare. De la ședință a lipsit chiar Pompiliu Popetec, liderul Cartel Alfa de la Gorj, însă Bogdan Hosu a declarat că a avut totuși o întâlnire și cu subalternul său. Domnul Pompiliu Popetec nu l-am văzut, n-a fost prezent la întâlnire. Acum? Da. Am fost mai înainte, am stat de vorbă jumătate de oră cu domnia sa. E suficient? Pentru ce am de transmis, eu transmit repede. Acțiunile de protest anunțate de Bogdan Hosu și care urmau să aibă loc astăzi nu s-au desfășurat pentru că Pompiliu Popete, președintele de la Gorj al Cartel Alfa, nu a obținut autorizațiile necesare pentru pichetarea sediului PDL și a locuințelor parlamentarilor. Mai mult decât atât, Popete nici măcar nu știe unde locuiesc parlamentarii, însă se străduiește să organizeze pichetările vinerea viitoare. De ce n-a rămas domnul Hosu aici să vină cu mine să căutăm locuințele parlamentarilor? Dacă de ieri și până astăzi se pot lua aprobări la primărie, bă, trebuie să știți și voi niște reguli, că sunt niște astea care activitățile astea și adunările pe domeniul public să facă aprobări la primărie, jandarmerie, poliție. Nimeni nu-ți dă ieri după masă aprobare pentru astăzi. Da. Dar în program scrie vinerea de pe 8, de pe 15 și 22, dar nu specifică, vezi, doamne, vinerea asta e gol. La primăria Târgu Jiu, care autorizează mișcările sindicale, nu a ajuns nicio cerere în vederea autorizării vreunei acțiuni de protest. Nu am primit nicio cerere pentru autorizația unui miting sau unui protest, astfel încât nu există nicio autorizație. Cererea trebuia să fie depusă cu cel puțin 2 zile înainte, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Rămâne de văzut dacă vinerea viitoare sindicaliștii vor picheta sediul PDL și locuințele parlamentarilor, așa cum a declarat Popete.